Salutare tuturor, mea și bine am găsit la un episod de Raft. Hai să continuăm seria aceasta minunată. N-am rămas mai aici ultima dată, am făcut și fermele astea, să mă așez un pic pe spate mai bine. Am făcut și fermele astea de sus, de aici, foarte ok. Dar nu mai trebuie niște de așa, hai să vedem. Harvest, ia, harvest, 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 să le strângem. Se fac destul de rapid, deci nu ar trebui să avem, aoleo. E nevoie de apă, ai repede? Am, cred că am apă, nu, n-am. Trebuie să mergem la purificatorul nostru. Ok, și de mâncare văd că avem un pic nevoie. Dar mâncare n-ar fi nicio problemă. Hai să vedem mâncare avem. Ok. Și mai avem aici să luăm și avem 6 pești nefăcuți, deci mâncare nu trebuie să ne sesăm, ia să... Stai, ce s-a auzit? A venit cumva să moște iară? Sau... Mi s-a părut, nu, mi s-a părut, înseamnă. Hai să plantăm aici 3, mergem sus, plantăm și în, și în celălalt, că de exemplu aici n-am plantat nimic, bă, și ferma asta chiar facem profit cu ea, adică nu bine profit, adică nu putem să murim. Asta este, ne ține de mâncare, fraților. Ia uite aici, cum cresc. Ne ține practic de mâncare ferma asta. Și ne ține chiar foarte bine, adică nu prea avem cum să murim când avem o fermă de asta. Deci, știți ce am observat? Aici dacă mori... Aoleu, ce s-a întâmplat? A, mi-arunc automat, nu mai am loc în inventar, ajungem la chesturi. Aici, în jocul ăsta, dacă mori, ți s-a dus salvatura, ți s-a dus tot. Deci trebuie să avem grijă să nu murim. Trebuie să fim foarte atenți să nu murim. Pentru că dacă murim, s-a dus totul. Deci, toate visele, tot s-a dus. Hai să vedem asta aici. Deci, dacă a murit, practic s-a dus tot. Tot, tot, tot. Salut, salute. Deci, trebuie să avem grijă să nu murim. Oricum, eu joc mai defens, îmi fac bază prima dată, după cel mai probabil o să ne apărăm doar de rechin, deci nu o să mă duc eu foarte YOLO, să zicem așa. Dați ce am făcut. Fac. Oh, ok. Cut eu prostie, am uitat să dau, să pornesc cronometru, dar l-am pornit acum. Hai că ne trebuie resurse. Bă, apă, stați să luăm apă care se poate bea. Perfect. Bem și punem aici. Că eram cam nasol cu apa și încă suntem cam nasol cu apa. Hai să piscuim. Și da, mă, dacă mai vreți și alte jocuri de survival, dați și voi un subscribe ca să știu că vă place seria aceasta de Raft. Că asta e joc survival, nu? Supraviețuim. Și mie chiar îmi plac jocurile survival, deci nu am nimic împotrivă să joc orice fel de joc survival. Bine, vă dați seama că asta nu înseamnă că dacă îmi plac jocurile survival și na, alea nu o să mai filmez și alte jocuri, dar zic așa, în general, că seria s-ar putea baza numai pe jocuri survival, dacă vreți. Ok, hai să luăm toate resursele care le-am acumulat. Avem fermă foarte bună. Mai ales cu uite aici cât profit facem chestia asta. Eu doar stau în ved de treabă și iau aici câte resurse. Iau uite, deja am inventarul full. Deci chiar ar fi prea, prea profitabilă chestia asta și eu chiar o să... Nu știu, ia să strâng. Am și o întrebare. Am și o semn de întrebare. Da, ce ne-am pus lemn aici? Bă, lemnul... Ah, uite la aici. Ce se aude? Ok. Dacă fac eu chestia asta și pot să pun oare un chest aici deasupra? Nu, nu pot să pun un chest deasupra. Să punem aici două chesturi. Ba nu, încape doar unul. Ok. Că ferma asta, bine, e ca un fel, nu fermă, hai să zicem așa, mecanismul ăsta de aici, cum am pus eu așa în linia astea, face extrem de mult profit. Deci deja nu mai am ce face cu atâtea chestii în inventar. Gata, hai că l-am mai golit un pic. Ok, deci ce vreau să fac așa, să mă extind și încolo, așa să fac, de fapt aici m-aș extinde, să fac așa până aici, ar fi o chestie foarte șmecheră. Ok, hai să luăm toate astea. Sau să mă extind aici, sus unde practic rechinul ăla nu poate să facă nimic. Ia uite aici, practic ce profit facem, uite, ia, ia uite cât lumea. Veniți-mă să-mi fac așa o fermă de asta întreagă, iau deci. Uite, uite cât de astea. Ia uite, deja l-am plantat înapoi. Gata, și uite aici cât profit am făcut. Deci asta avem nevoie de... Ce se aude? Asta avem nevoie de chesturi speciale. Care, ia uite aici, cât avem. Vedeți? Avem nevoie de chesturi speciale în care spunem doar. Avem nevoie aici de trash-uri. Hai să mergem jos să luăm niște trash-uri. Nu avem aici, acolo, poate.
Aici, perfect, și frunze. Și lemn, unde ar trebui să fie? Lemn cred că o să avem aici. Nu pot să mă întind până acolo. Ia uite pe aici lemn. Ia uite lemn. Că mă întrebam eu unde s-ar putea să avem lemn. Ia uite aici lemn. Ia, hai să luăm tot lemnul și... Astea... Drinkable water, sper că am. Uite aici de ce n-am. Ba da, am și aici. Și hai să vedem să facem chesturi speciale cu mâncare, nu? Ok, hai să vedem. Facem niște rope. Chest. Bam! Nu mai avem. Ok. O să-l punem aici, rotate. Gata, perfect. Și unde mai avem... Ce mai am nevoie de... Trash, uite de asta avem nevoie. Nice. Hello. Ok. Chest și lemn nu mai am. Nu contează. Tot e bine. Decât deloc. Deci aici o să pun tot ce face ăsta aici. Da. Aici. Lentil. Ia uite aici cât profilă. Două. Ia uite aici. Ia. Hai să le și plantez acum. Ia, te uite. Și acum uite profitul care l-am făcut. Ia. Trebuie să iau de ceva. Ce se aude? Opa. Ok, deci rechinul ăla încă nu vrea să vină să ne atace, ceea ce este foarte bine și ceea ce mă bucură. Ați-o, am făcut ceva cu căștile din greșelă. Ok, gata. Să luăm astea. Deci ce vreau să fac e să-mi extind chestia asta care prinde capcana, să zicem, până încolo, frate. Să prindem de toate. Pentru că de ce nu? Da, oricum ferma aici avem de mâncare, deci nu ar trebui să ne streseze mâncarea. Ce aș mai vreau să fac? Fiți atenți aici. Asta, toporul ăla de crafting, unde mi l-am pus? Uite-l aici. Ia uitați aici. Foundation. Ceva de genul, cred că ar fi. Ia să vedem sus. Aoleo, apă. Pick up the drinkable water. Perfect. Cook. Stați. Hai să punem și aici la cook. În caz de avem nevoie. Băi, hai să continuăm asta. Avem puse stați ce? Ah, aici avem puse. Nu, foundation. Nu cred că avem destul pentru pilia. Ia pillar. 3 din 2. 0 din 2. A, deci aveam 3 lemne din 2, cât îmi trebuiau. Ok. Ce? A, da, ok, pot să vorbesc chestia asta. Izumorg, ok. Am înțeles. Deci ne trebuie lemn. Uite, mi-am dat doar teciuri. Deci acum suntem în pană de lemn, dar primim foarte mult teci. Ceea ce nu este bine. Nici prea mult lemn, nici prea mult teci. Deci trebuie să fie... cum ar veni să... Na, să fie câte puțin din fiecare, nu? Hai. Să vedem. Ia uite aici. Nu mai teciuri, frate. Nu mai teciuri. Ok. Hai să craftăm. Stai fără tău liniștit. Sal. Și teciurile sunt bune, dar nu în excesul ăsta. Adică să vină așa numai teciuri, știi? Ia uite, mama, hai că se apropie la mine de noi. Ok, să facem încă un pillar. Aici. Bam. Ok, hai că avem. Și acum, nu foundation, trebuie floor. Ia, ce ziceți de asta? Mai best, mai. Aoleu, gata, nu mai putem de aici? Ia uite, și ce ne-am extins, ce ziceți? Și aici o să fie ca un fel de fermă, aici cred că... Ah, uite de ce nu mai pot, mă. Dați-mi mergem jos să vă arăt de ce nu mai putem să ne extindem. Nu mai putem deoarece pentru că aici nu avem pilar și nu poate să stea în aer chestia asta, știi? Trebuie să fie sprijinit cât de puțin. Și aici, la mijloc, nu știu, lăsăm așa gol. Eu zic să lăsăm așa gol pentru că nu prea avem nevoie de atâta. Hai să punem aici la cooking, pick up drinkable water, hai să și bem că nu prea avem.
o punem aici și totul este o capa. Hai să vedem. Ia, ia totul, frate, ia totul. Ia, mă. Așa, bă, baza asta e, cred că e destul de mare, să duc fix aici în... Aolea. Fix aici în capăt. Ia uite, mă, ce bază frumoasă și mare. Aș mai face încă un etaj, deși este destul de mare, chiar aș mai face încă un etaj, ia, pillar. Ia, dați-mi voie numai un pic. Stairs. Și ceva de genul, vii aici, mai vrei să duci la un etaj? E bine, nu e nicio problemă, te duci la alt etaj. Pilar, deși nu mai avem, pentru pilar, nu pilar, mă rog. Ok, să mergem să mai vedem la... Chiar am planuri mari, să fac o bază foarte înaltă, foarte mare. Să, practic, să nu mai știm de lumea de jos. Bine, ar trebui să știm, pentru că oricum n-am cum să prind resurse. Dar zic așa, doar pentru resurse să vină aici jos și pentru să scap de rechin. Cam atâta. Hai să vedem. Flur. Cel mai realistic joc ever. Ok. Nu mai pot? A, mai trebuie. Mai trebuie, uite, oricum, 3 etaje deja, frate, deci. Ce ziceți de asta, mă? Ok. Fac așa, ca un fel de bloc, știi, vreo 4 etaje vreau să fac. Ca deja am 2 etaje. Ia-mă ăla. Ia, mă, tu n-auzi, mă. Ok. Ce? Ce de-am luat cu paharul celălalt? Oricum e foarte plin inventarul, deci trebuie să facem ceva de genul. Gata, e plin. Ceva de genul, pentru că avem nevoie și... Avem nevoie cam de toate, dar... E cetișor oricum. Ce? Asta se prins aici. Ia uite aici câte chestii luăm din butoaie. Ia. Ia uite aici. Deja inventarul folino. Dar nu este niciun bai. Ia, să vedem încă un pillar. Pillar, mă. Ceva de genul. Bam. Încă un pillar. Ceva de genul ar fi ok. Hai să vedem. Flur. Ia. Ia uite cât de frumos facem. Al treilea etaj al nostru. Ok. Aoleu, stai că am picat până acolo lângă șoala. Bam. 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 Totul este bine. Că 10, 10 de astea, ok. Flur. Aici deja nu mai pot, încolo pot. Și încă un pilar mai fi ok. Aici. Un pilar aici. Gata. Totul e ok. Aoleu, nu, 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 nu. Du-te. Du-te, man. Nu-i frumos să muști. Câinii drăguți nu mușcă. Ești un cățel foarte drăguț. Deci nu trebuie să muști. Ok, hai să luăm astea. Deci acum doar de lemn avem nevoie. Orice lemn este ok. Este chiar... Aoleu. Chiar iau mațele și mă miram. De ce oare? Da, deci doar de lemn acum avem. Ia uite-l. Doar de lemn avem nevoie. Lemnul e singurul lucru folositor. Așa trebuie să gândim. Nu avem nevoie de altceva decât de lemn. Asta trebuie să gândim. Pentru că... Ce se auzi? Ah, am dus-o în ingășul. Ia uitați. O să continuăm oricum din episodul următor, dar ia uitați-mă. 3 etaje. 2 etaje, bine. Un etaj, de fapt. De fapt, 2. Două etaje, nu contează, mă rog. Două etaje, e foarte bine, enorm de mult. Hai să luăm astea. Luăm toate resursele sereze pentru că e oricum main menu. Sper că v-a plăcut acest joc, acest episod, nu acest joc. Sper că v-a plăcut acest episod din Raft, fraților. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal. Dacă vreți și alte episoade de Raft, să continuăm seria, să ne facem o bază imens de mare și ne vedem data viitoare. Bye, bye!